Ora 15, doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Ștefan Pășcuță, bine v-am găsit la știri. Blocaj la negocierile USR-UDMR-PNL pentru constituirea noului guvern, mărul discordiei, Camera Deputaților, a cărei conducere e dorită atât de PNL cât și de USR. Sunt deja 6 ore de când au început negocierile între PNL, USR Plus și UDMR pentru formarea unei coaliții de guvernare, iar cele trei părți nu au ajuns la un consens. Cu mai multe detalii vine chiar acum în direct colega mea Gabriela Del Pupo. Bun găsit, Gabi, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit, într-adevăr, așa cum era de așteptat, atât președintele PNL Ludovic Orban, cât și Dan Barna își doresc foarte mult locul de șef al Camerei Deputaților, dar se pare că aici niciunul nu este dispus să cedeze, mai ales că cei de la USR spun că atâta timp cât PNL a avut o propunere de premier care are șanse mari să treacă după negocierile pe care le vor purta zilele acestea și după consultările de luni cu președintele Klaus Iohannis, au dreptul cei de la USR la șefia Camerei Deputaților, dar în niciun caz Ludovic Orban nu vrea să predea se discută programul de guvernare. S-a înregistrat și un succes în ceea ce privește digitalizarea. De altfel, ne așteptăm ca un departament din cadrul guvernului să devină chiar minister și să aibă un ministru propriu, având în vedere că vor fi investiții foarte mari de la cei de la Comisia Europeană în acest domeniu. Alte zone unde s-ar putea naște conflicte, pentru că în negocierile pe fotoliile de miniștri se negociază și partea cu șefia Parlamentului, sunt Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, care este foarte râvnit de mai mulți membri PNL, dar și de Ionuț Moșteanu. La finanțe, bineînțeles, trebuie continuată munca lui Florin Câțu și și-ar dori cei de la PNL să păstreze acest portofoliu, tocmai din acest motiv, pentru o colaborare cât mai bună și în continuare. Și, de asemenea, sunt ministere pe care PNL le va păstra cu siguranță, pentru că vorbim aici de apărare, de Ministerul Afacerilor Externe, de Ministerul Afacerilor Interne, chiar unde nu se vehiculează niciun nume de la UDMR sau de la USR. În ceea ce privește educația, cei de la UDMR ar fi dispuși prin Hege Muscilo să preia acest portofoliu. De asemenea, și la sănătate se pune problema. Știm că cei de la UDMR au venit cu o echipă destul de restrânsă, de doar 6 persoane. Cei de la USR Plus s-au pregătit foarte bine cu 19 membri și 3 echipe. La fel și cei de la PNL au 3 echipe aici. După cum spuneai și tu, negocieri care durează deja de mai bine de 6 ore și care, din informațiile pe care le avem, nu se vor termina astăzi, cu toate că sunt sub o presiune uriașă reprezentanții partidelor să încheie aceste negocieri până la consultările cu președintele Klaus Iohannis, pentru că scopul lor este ca până pe 22 decembrie să avem un guvern învestit și să se înceapă activitatea. Este nevoie de foarte multe ordonanțe de urgență în perioada următoare, care trebuie date și care au în vizor măsuri financiare care trebuie luate atât pe timp de pandemie, cât și având în vedere că este sfârșitul anului. Deci sunt și sub o presiune mare de timp, dar și sub o presiune mare din partea propriilor partide, care își doresc să fie reprezentate în posturi cheie, atât în Parlament, cât și în viitorul guvern de coaliție dreaptă. Da, Gabi Del Pupo, mulțumim pentru informații, iar pe rețelele de socializare au apărut și primele imagini de la negocierile de la Vila la Cunu. Sunt fotografii făcute în timpul discuțiilor privind programul de guvernare și comisiile parlamentare, unde cele trei partide par să fie pe aceeași lungime de undă. Fum alb pe primul capitol din programul comun de guvernare al coaliției USR Plus PNL-UDMR, capitol legat de digitalizare. Suntem pe drumul cel bun pentru România orientată spre viitor, a scris pe Facebook Dragoș Pâslaru, participant la negocieri din partea USR Plus. O fotografie de la discuție a fost postată și de senatorul Radu Mihail de la USR, altele de Lucian Viziteu, primarul Bacăului. Pentru că vrem ca România să fie cu adevărat în secolul 21, astăzi am început negocierea cu capitolul digitalizare. Acest capitol din programul de guvernare este acum finalizat și agreat de partenerii de la PNL și UDMR, a scris Viziteu pe pagina personală de Facebook. Discuțiile au început, așa cum bine știți, la ora 9 dimineața la Vila Lac.
Schimbăm acum registrul. Încă un pelerinaj fără reguli respectate în pandemie. Sute de noriași s-au înghesuit la Biserica Sfântul Spiridon cel Nou din București să se închine la moaștele Sfântului. La o zi după explozia ratei de infectare în capitală a ajuns la un coeficient al infectărilor cumulate la 14 zile de 7,04 la 1000 de locuitori. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Spiridon, cunoscut ca Mare Făcător de Minuni. De ce nu respectați regulile? De ce nu respectați regulile? Păi stau în fața dumitare ca vouă, de-aia am trăit o viață întreagă, să vă bate joc de noi. Asta e viața care o trăim, mizerabilă. Doamnă, trebuie să respectați și pune și masca corespunzător. Respectăm, Așteptați, v-am spus să așteptați. Așteptăm, așa o să aștepta și dumneavoastră. Deși jandarmii au îndemnat pe credincioși să păstreze distanța și să poarte măști, cei mai mulți nu au ținut cont de aceste reguli. Enoriașii au venit încă din zorii zilei să se închine la moaștele Sfântului și au format cozi imense. Asta este o bătaie de joc la adresa noastră. Uitați în ce hal stăm. Stăm în biserică, stăm afară, când biserica e foarte mare și puteam să ținem o distanță. E o bătaie de joc la adresa ortodoxă, să știți, la biserica noastră. Am venit ca să mă închis și eu la Sfântul Ieraș Spiridon. Știu că e făcător de minuni, respect regulile de distanțare. Încerc și eu să mă conformez legilor. Lumea se înghesuie, da. E și timpul care e. E inerția așa de a ne îngrămădi din vremuri vechi. Nu cumva să scăpăm, dar în general să respectă. La biserică e lume mai în vârstă și mai respectoasă. Nici preoții nu sunt înțelegători. Sfântul Spiridon a fost episcop în vremea împăratului Constantin cel Mare, iar Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor. Ca făcător de minuni a vindecat mulțimi de oameni, a preschimbat șerpi în aur, a dat ploi în timp de secetă și a pus capăt foametei. Pelerinajul a fost organizat, deși în București virusul se răspândește fulgerător. Capitala conduce topul infectărilor cu coronavirus, depășind 7,04 rată de infectare la 1000 de locuitori. Este urmată de Constanța cu 6,88 și Ilfov cu 6,77, ambele aflate sub forme de carantină locală. Unul din patru români testați în ultimele 24 de ore are COVID. Asta arată ultimele cifre venite de la grupul de comunicare strategică. Autoritățile au raportat 6.333 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, la puțin peste 26.000 de teste efectuate, iar rata de pozitivare rămâne alarmantă. De asemenea, numărul pacienților internați în secțiile ATI este în continuare mare, 1.288. Pe de altă parte, 148 de români au fost răpuși de coronavirus în ultimele ore, printre care și un bebeluș din Mureș care suferea de mai multe comorbidități. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 6.333 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, din 26.389 de teste, adică o rată de pozitivare de 23%. Denotat că dintre aceste teste aproape 9.300 au fost efectuate la cerere, adică în mediul privat. Numărul total al îmbolnăvirilor ajunge astfel în țara noastră la aproape 552.000. Numărul de teste efectuate zilnic este extrem de mic, iar medicii avertizează că o parte dintre cei care nu sunt diagnosticați la timp vor ajunge direct la terapie intensivă, acolo unde nu prea mai sunt locuri. Nu se testează cât ar trebui și e clar că persoanele asimptomatice și formele ușoare rămân nediagnosticate, că altfel numărul total ar fi clar mai mare. Dar dintre cei care se testează pentru că au forme severe, e clar că un procent semnificativ au chiar și forme critice. De altfel, în secțiile de terapie intensivă sunt internați în acest moment 1.288 de pacienți, în timp ce 148 de români și-au pierdut viața doar în ultimele 24 de ore din cauza infectării cu noul virus. Printre victimele raportate se numără și un bebeluș din județul Mureș, care nu împlinise un an, dar suferea de mai multe comorbidități. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în București, 1.156, Constanța 437, Ilfov 344 și Cluj 274. Dacă ne uităm la București, avem în mod constant peste 1.500 de cazuri noi pe zi, chiar și peste 1.800. În așa fel încât presiunea în aceste locuri, interacțiunea e foarte clară. Zonele sunt aglomerate între Bucureștiul și nu mă refer numai la București, e vorba și de zona metropolitană, până la urmă e același lucru.
De altfel, rata de incidență în aceste județe este și cea mai mare din țară. În capitală, incidența a ajuns la 6,89 de cazuri la 1000 de locuitori, în Cluj la 5,1, în județul Ilfov la 6,75, iar în Constanța la 6,76. Useristul Stelian Ion, fost candidat la primăria Constanței, și-a luat garsonieră de la ANL prin fraudă, scrie negru pe albă chiar primăria Constanța, care a derulat un audit pe acest caz după dezvăluirile jurnaliștilor de la Newsweek România. Auditul făcut de primăria Constanța confirmă că Stelian Ion a obținut doar un punctaj de 74 de puncte pentru a intra în posesia garsonierei luate de la ANL, ceea ce nu îl îndreptățea să ia locuința pentru că ultimul punctaj acceptat era de 77 de puncte. Așa că useristul a făcut ce a făcut și a ajuns la un total de 81 de puncte, după cum arată documentul publicat de Newsweek România. Cele 7 puncte în plus au venit din faptul că Stelian Ion a declarat în fals că lucra la o instituție publică, deși era avocat. Ba chiar l-a reprezentat în anumite dosare chiar pe Radu Mazăre, primarul PSD al Constanței de la acea vreme. Documentul pe care îl publică acum jurnaliștii de la Newsweek România arată nu doar că Stelian Ion și-a umflat punctajul, ci și că frauda lui a fost acoperită de fostul primar PSD, Decebal Făgădău. Urmărind cronologia faptelor, se observă că documentul cu concluziile auditului a fost emis pe 22 septembrie, adică fix cu o săptămână înainte de alegerile locale. Dar, cu toate astea, primarul de atunci, PSD-istul Decebal Făgădău, nu a scos niciun cuvânt despre asta, deși Stelian Ion era contracandidat la primăria Constanței. Era și complicat de altfel, pentru că tocmai Făgădău, pe vremea când era viceprimar, i-a aprobat lui Stelian Ion un avantajos schimb de locuințe de la periferia Constanței în centrul orașului. Însă nereguli mai sunt în dosarul în care useristul a reușit să obțină garsoniera de la ANL în 2005. Astfel, deși era tolerat în spațiu în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său contra sumei de 10 lei lunar. A declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar. Și, în al treilea rând, a declarat numai parțial venituri și nici măcar cele declarate nu se încadrau la punctajul obținut. Contactat de jurnaliștii de la Newsweek România, Stelian Ion nu a comentat pe marginea subiectului. Asta deși, acum câteva luni, când a fost dezvăluit falsul, susținea că e un atac politic și că totul e o minciună. După un an marcat de criza COVID-19, încep să se vadă efectele catastrofale ale pandemiei, străinii investesc tot mai puțin, câștigurile sunt mai mici, iar mulți dintre ei dau bir cu fugiții din România. Planurile de investiții ale companiilor străine au fost date peste cap de pandemia de coronavirus. În loc să-și crească investițiile, companiile se pregătesc să le micșoreze mai mult și numărul de angajări va scădea în 2021. Cifrele pentru anul următor nu sunt deloc optimiste și aceste cifre sunt cunoscute și de Florin Câțu și Ludovic Orban, la fel și de președintele Klaus Iohannis. Urmează o constrângere a contracției activităților economice. Sumele vor fi mult mai mici. Statul va rămâne principalul investitor în planul economic doar pentru a atrage pe cei care reușesc până intenționează să joace pe burse și care să investească. Un sondaj realizat de Consiliul Investitorilor Străine arată că aproape jumătate dintre investitorii străini din România câștigă mai puțin din pricina pandemiei, iar o treime dintre aceștia vor scădea cheltuielile în anul ce stă să înceapă. De asemenea, pentru a face față crizei, numărul de angajări va fi redus drastic. Singura soluție, spun economiștii, este ca executivul să intervină. Marea problemă, într-adevăr, anul viitor și anii viitori, am putea să spunem, înseamnă, de fapt, o ținere sub control a cheltuielilor publice și o creștere a veniturilor. Trebuie să ducă la o scădere a deficitului bugetar, pentru că dacă anul acesta, de exemplu, se va încheia cu un deficit undeva în zona de 9%, 9, câteva puncte sau chiar 10%, o să vedem, anul viitor va trebui să avem un deficit de 7%. Asta înseamnă că toate aceste cheltuieli care în acest an au fost destul de generoase, aici mă refer la cele legate, de exemplu, cu redresarea economiei sau cu protecția salariaților, toate aceste cheltuieli vor trebui să fie mai mici. Sondajul mai arată că două treimi dintre investitorii străini vor avea venituri mai mici în 2021, iar 41% dintre ei își vor diminua rata de dezvoltare a afacerii. Totodată, unul din 10 investitori străini se gândește să-și închidă afacerea dezvoltată în România.
Luna noiembrie a fost luna scumpirilor. Potrivit Institutului Național de Statistică, cel mai mult s-au scumpit fructele, proaspete, ouăle, dar și energia electrică. Prețurile au crescut cu aproximativ 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totuși există și câteva produse la care tarifele au mai scăzut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în noiembrie prețurile au crescut pentru fructele, proaspete și ouă. Acestea s-au scumpit cu peste 1,5% față de luna anterioară și cu 6% comparativ cu decembrie 2019. De asemenea, majorări s-au înregistrat luna trecută și la mierea de albine, la uleiul comestibil, peștele proaspăt și la produsele de panificație. Acestea însă au fost nesemnificative. Românii au plătit, în schimb, mai mult pe facturi, întrucât energia electrică s-a scumpit cu 1,21%. Există și produse la care prețurile au scăzut în noiembrie. Este vorba aici despre citrice, care sunt cumpărate în prag de sărbători cu kilogramele, dar și la alte fructe exotice. Cartofii s-au ieftinit însă cu puțin peste 1%, dar față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul este mai mic și cu peste 30%. În același timp, din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor de circulație impuse de multe țări, o scădere semnificativă a prețurilor a fost înregistrată la tarifele biletelor de avion. Acestea costă cu 5,29% mai puțin comparativ cu luna octombrie și cu 13,21% raportat la luna decembrie a anului trecut. Boala COVID-19, dacă ajunge să fie destul de severă, slăbește mult organismul. Specialiștii în nutriție spun că alimentația în cazul celor care s-au vindecat de noul coronavirus este la fel de importantă ca perioada în care s-au aflat sub tratament. În perioada de recuperare post-COVID-19, foștii pacienți trebuie să evite infecțiile alimentare ca să redea putere organismului. Pentru a evita infecțiile astea de origine alimentară, persoana care tocmai a avut coronavirus și a avut o evoluție mai severă, este important să se comporte precaut din punct de vedere, atât din punct de vedere alimente consumate, cât și din punct de vedere suplimente. Să evităm consumul de alimente de origine vegetală care n-au fost spălate corect, fructe, legume nespălate, și din punct de vedere consum de alimente de origine animală, acestea să fie bine preparate termic, și sunt nenumărate alimente care nu sunt preparate termic adecvat, cum ar fi carnea la grătar sau preparată la aburi, conserve, mezelurile care nu sunt preparate termic, inclusiv cele bio, fără nitrit, ou care are gălbenușul moale, maioneza, sushi, fructele de mare, icrele, inclusiv cele preparate acasă, sau lactatele preparate din lapte nefiert, pot să fie surse de infecții alimentare care ar fi bine să fie evitate de către o persoană care tocmai a avut COVID. Iar o persoană care a avut COVID-19 și a avut tulburări de tranzit, ar fi bine să evite o perioadă. Legumele și fructele, leguminoasele, sâmburii, semințele și cerealele integrale sau dulciurile, care pot să amplifice aceste tulburări de tranzit și să își formeze mesele din alimente mai ușor de digerat, cum ar fi carne slabă, pește slab și, subliniez, bine preparate termic prin fierbere sau la cuptor la cel puțin 180 de grade. Dacă a fost un episod foarte puternic de diaree sau tulburări de tranzit mai serioase, poate sunt indicate lactatele fără lactoză, brânza de vaci degresată și oul care este bine fiert. România are cel mai mare potențial de creștere din Europa în ceea ce privește tehnologiile digitale, arată un studiu în care au fost incluse 9 țări de pe bătrânul continent. Potrivit rezultatelor acestuia, țara noastră poate anula în următorii ani decalaje importante față de alte state europene. Un sondaj ce analizează transformările digitale care au loc în mai multe domenii, precum cel financiar, sănătate, comerț, administrație publică și divertisment, vine cu rezultate surprinzătoare în ceea ce privește țara noastră. Concret, din acest studiu, în care au mai fost incluse Danemarca, Spania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Germania, Franța și Italia, rezultă că România se află în vârful clasamentului în privința potențialului de creștere și este întrecută doar de Polonia la capitolul Sprijin pentru creșterea digitalizării în diverse sectoare. Experții spun că rezultatele nu sunt deloc surprinzătoare în contextul în care internetul este din ce în ce mai utilizat în societatea românească. În ultimii 3-4 ani, 5 ani, gradul de penetrare a internetului în România a crescut foarte mult. Adică este deja la nivel de clișeu cunoscut faptul că în România internetul este foarte bine dezvoltat și avem o viteză foarte mare. Majoritatea celor care utilizează internetul sunt cei foarte tineri, cei bine educați, cei cu venituri mai ridicate. Pe măsură ce devine din ce în ce mai general acceptat,
cu atât o să fie și mai mult folosit și de alte categorii sociale. Totodată, România ocupă locul al treilea când vine vorba despre indicele pregătirii expansiunii digitale. Cu alte cuvinte, România are abilitățile și suportul popular pentru a putea merge mai departe cu procesul de digitalizare. În ceea ce privește plățile și comerțul electronic, România se situează pe ultimul loc la nivel european, în timp ce în vârful clasamentului se află Danemarca. În privința folosirii instrumentelor digitale de plată, țara noastră este penultima din top, fiind urmată de Germania. Doar că și aici experții remarcă faptul că cel puțin în ultimii 10 ani, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ în România. Am observat o creștere de la an la an a numărului de POS-uri, de exemplu. Ceea ce înseamnă că sunt din ce în ce mai multe locuri unde poți să stai cu cardul, ceea ce probabil că înseamnă și mai multe tranzacții cu cardul. Sau numărul de carduri, la rândul lui, este în creștere. Deși cei mai mulți dintre conaționalii noștri încă aleg să-și păstreze banii în conturi sau depozite bancare, datele studiului arată că românii sunt europenii care manifestă cea mai mare deschidere atunci când vine vorba despre noile tehnologii. Sondajul pan-european Transformarea Digitală în Europa a fost comandat de platforma de investiții eToro și a fost efectuat de către Centrul de Cercetare în Economie și Afaceri din Londra. Tantum Verde Pastile calmează durerea în gât și tratează inflamația. Descoperă aromele Tantum Verde Pastile. Lămâie, portocală și miere sau mentă. Murdăria zilnică îți dă bătăi de cap? Am revenit în direct și continuăm cu știri externe. Sistemul medical suedez este în colaps. Secțiile de terapie intensivă din Stockholm sunt ocupate în proporție de 99%, iar sute de cadre medicale își dau demisia în fiecare lună. În plină criză și cu mâinile legate, medicii suedezi au cerut ajutorul armatei pentru a face față valului uriaș de infectări. Potrivit Asociației Medicilor din Suedia, cele mai mari lipsuri sunt în rândul asistentelor. Sistemul medical suedez nu avea suficiente asistente nici înainte de pandemie, însă acum situația este chiar mai gravă, din cauza faptului că multe cadre medicale își dau demisia în fiecare lună. În 13 dintre cele 21 de regiuni ale țării, numărul demisiilor este mai mare decât în 2019, media calculată la nivel național fiind de aproximativ 500 de demisii pe lună, iar principalele motive de nemulțumire sunt legate de oboseală și de bonusurile mici, raportate la riscurile asociate tratării pacienților cu SARS-CoV-2. Această evoluție are loc în paralel cu umplerea secțiilor de terapie intensivă. În capitala Stockholm, cel mai afectat oraș suedez, secțiile ATI sunt pline în proporție de 99%. Asta deși de la începutul pandemiei și până acum, autoritățile au extins în mod constant capacitatea secțiilor de terapie intensivă. Asociația Medicilor din Suedia anticipa această situație încă din luna mai, însă avertismentele i-au fost ignorate. De altfel, cunoscutul epidemiolog suedez, dr. Anders Tegnell, a criticat adesea măsurile de izolare în luna septembrie, declarându-se chiar fericit cu privire la strategia Suediei, iar în aprilie se declara optimist cu privire la obținerea imunizării în masă în rândul cadrelor medicale, însă prin infectare, nu prin vaccinare. La sfârșitul lunii octombrie, când numărul infectărilor din țară a început să crească, tot Anders Tegnell a spus că, de fapt, imunizarea în masă este inutilă și imorală. Iar în tot acest timp, guvernul condus de premierul Stefan Löfven a susținut relaxarea măsurilor. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a aprobat în regim de urgență vaccinul anticovid produs de companiile Pfizer și BioNTech. Milioane de doze vor ajunge așadar în centrele de vaccinare din SUA în perioada următoare, când în jur de 20 de milioane de oameni vor fi imunizați împotriva SARS-CoV-2. Aprobarea vaccinului a venit într-o zi neagră pentru Statele Unite, în care s-au înregistrat cele mai mari numere de infectări și decese de la începutul pandemiei. După ce a fost aprobat, vaccinul va pleca din centrul de depozitare din statul Michigan către spitale din toată țara în cadrul a ceea ce a fost caracterizat drept una dintre cele mai complexe operațiuni de livrare a unui vaccin. Fiecare transport va fi dotat cu dispozitive de urmărire. Aprobarea în regim de urgență a vaccinului a venit chiar în ziua în care Statele Unite au înregistrat peste 230.000 de infectări, cel mai mare număr de până acum. Statele Unite au raportat și peste 3.300 de decese, de asemenea cea mai ridicată cifră de la începutul pandemiei. Mulți dintre americani vor trebui să aștepte câteva luni pentru a fi vaccinați. Potrivit planurilor autorităților americane, până la sfârșitul lunii decembrie ar urma să fie imunizate aproximativ 20 de milioane de persoane. Statele Unite sunt cea mai afectată țară din lume de coronavirus, cu aproximativ 16,2 milioane de infectări și peste 300.000 de decese, iar situația din spitale este tot mai gravă.
Organizația Mondială a Sănătății este implicată într-un nou scandal. Acum este acuzată că ar fi colaborat cu guvernul italian ca să ascundă un raport incriminator legat de gestionarea pandemiei de către autoritățile de la Roma. Printre punctele delicate ale acestui raport se numără lipsa unei strategii antipandemie actualizate în conformitate cu recomandările OMS sau răspunsul întârziat al autorităților italiene. Documentul controversat de 102 pagini pe care OMS și guvernul italian sunt acuzate că au încercat să-l ascundă era intitulat O provocare fără precedent, prima intervenție a Italiei în fața COVID-19 și a fost publicat pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății pe 13 mai, a doua zi a fost șters. Cu toate acestea, presa a apucat să-l citească și să afle că planurile Italiei de combatere a unei eventuale pandemii nu mai fuseseră actualizate din 2006. În plus, din cauza lipsei de pregătire, răspunsul inițial al spitalelor ar fi fost, conform raportului respectiv, improvizat, haotic și creativ. Documentul mai preciza și faptul că autoritățile medicale italiene ar fi avut nevoie de ceva timp până la formularea unor protocoale formale, perioadă prețioasă în care virusul s-a răspândit, inclusiv în spitale devenite surse principale de infecție. Planul neactualizat antipandemie reprezintă o componentă crucială a raportului, întrucât ar putea fi folosită în investigațiile preliminare ale procurorilor din Bergamo, orașul din Lombardia, unde în primăvară puteau fi văzute coloane de camioane militare pline cu victime ale coronavirusului. Principalul suspect pentru înlăturarea de pe site-ul OMS a documentului este Ranieri Ghera, directorul adjunct al Organizației pentru Inițiative Strategice. În intervalul 2014-2017, Ranieri Ghera a fost director general pentru medicină preventivă în Ministerul Sănătății Italian. Era așadar responsabil cu actualizarea planului de combatere a unei eventuale pandemii, în conformitate cu recomandările de la acea dată ale OMS și ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Cu toate acestea, nu ar fi făcut nimic în acest sens. De altfel, în ciuda faptului că Italia a fost primul stat european care a raportat infectări cu SARS-CoV-2, a fost și unul dintre cele care au impus măsuri dure de izolare cel mai târziu. Italia a intrat în stare de urgență pe 21 ianuarie, însă măsurile de izolare au venit mai târziu și etapizat. La acea dată, argumentul guvernului italian a fost că se dorește protejarea economiei. Ce a urmat însă a reprezentat una dintre cele mai devastatoare epidemii de coronavirus din lume. Până la această oră, Italia a raportat peste 1,7 milioane de infectări și peste 63.300 de decese, al doilea cel mai mare număr din Europa. În plus, la fel ca în primăvară, se situează pe primul loc în Europa la rata mortalității cauzate de noul coronavirus. Vaticanul este pregătit pentru sărbătorile de iarnă. Bradul de Crăciun a fost împodobit în cadrul unei ceremonii atipice adaptate la condițiile pandemiei. Bradul a fost adus din Slovenia la sfârșitul lunii noiembrie. Are o înălțime de 30 de metri și o greutate de 7 tone. Acesta se va ridica asemeți din mijlocul pieței Sfântul Petru până pe 21 ianuarie.